Tragedie în Republica Cehă, un accident feroviar teribil s-a soldat cu cel puțin 4 morți și peste 20 de răniți. Un tren privat care transporta sute de pasageri s-a ciocnit violent cu un tren de marfă, iar tragedia nu a mai putut fi evitată. Premierul ceh a catalogat incidentul drept un mare dezastru. Cel puțin 4 oameni au murit și alți peste 20 au fost grav răniți în urma accidentului din orașul Pardubice, situat de-a lungul principalului coridor feroviar al țării de la Praga spre est. Potrivit televiziunii publice, accidentul a avut loc în apropierea stației Pardubice, la aproximativ 100 km est de Praga. Aproximativ 300 de pasageri, printre care mulți străini, se aflau la bordul trenului. Imaginile surprinse de camere prezintă un vagon deraiat și mai mulți supraviețuitori care se urcă în autobuzele din apropierea gării principale din Pardubice. La fața locului au fost mobilizați 60 de pompieri, 2 elicoptere și 2 ambulanțe. Trenul privat Regiojet se deplasa de la Praga spre orașul ucrainean Chop, situat la graniță cu Slovacia. Trenul de marfă transporta carbură de calciu, un produs chimic industrial periculos, folosit adesea drept combustibil pentru sudură. Din fericire, primele două vagoane erau goale, astfel că nu s-a produs nicio scurgere. Premierul Petru Fiala a descris incidentul drept un mare dezastru și a transmis condoleanțe. Cu toții ne gândim la victime și la răniți, a transmis acesta.